Zice, fie X problema diferit de K pi pe 2, că am niște tangente care la pi pe 2, la 3 pi pe 2 fac infinit, cu o tangenta la multipli de pi face infinit, ca să aibă sens, da? Și ce valoare expresiei, cât este asta, da? 3 plus cosinus de 2x pe 2 plus tangent pătrat de x plus 3 minus cos de 2x pe 2 plus cotangent pătrat de x. Pe asta știți ce pot să o fac? Pe jumătate. Știți că cosinus de alfa este 1 minus tangent pătrat de alfa pe 2 pe 1 plus tangent pătrat de alfa pe 2. Deci cos de 2x va fi cine? 1 minus tangent pătrat de x pe 1 plus tangent pătrat de x. Da? L-am aici, l-am aici. Asta e tangent pătrat, iar cotangenta, știți că e 1 pe tangent. Da? Prin urmare, uite, ca să simplific, zic așa, băi, hai să notez tangent, peste tot o să-mi apară numai tangent pătrat. Ia uitați, cotangenta pătrat e 1 pe tangent pătrat. Deci să notez tangent pătrat de x cu un t, ca să nu car atâta expresia aia. Și vine e egal cu cine? 3 plus cosinus, adică 1 minus t pe 1 plus t, că repet, am notat tangenta la pătrat, da? Supra 2 plus t plus 3 minus 1 minus t pe 1 plus t supra 2 plus 1 pe t pătrat, 1 pe t, scuze, da? Și egal. Hai să vedem cât dă. Și lucrăm numai în t-ul ăsta și pe urmă venim cu înlocuirea noastră, da? Le aducem pe la același numitor cu 1 plus t, deci îmi dă cine? 3 plus 3t plus 1 minus t supra, bine jos, 1 plus t pe lângă 2 plus t plus, aici tot așa cu 1 plus t, deci vine 3 plus 3t minus 1 plus t supra 1 plus t, aici aduc la același numitor, deci vine 2t plus 1, iar t-ul trece sus. O să treacă sus aici, da? Egal, hai să mai reducem din termen, nu? Am rămas calcule. O să le și aduc la același ajutor. 1 plus t e numitor comun, deci ăsta l-amplific cu 2t plus 1 și ăsta cu 2 plus t, da? Deci o să vină 2t plus 1 pe lângă ăsta, da? Care ce înseamnă? 2t plus 4. Plus, dincoace, o să vină t pe lângă t plus 2, pe lângă cine îmi dă 4t aici, plus 3 minus 1 plus 2. Da? Supra, iată, 1 plus t pe lângă 2 plus t pe lângă 2t plus 1. Și hai să vedem cât dă minunea asta de sus de aici. Nu s-o desfacem. Deci vine 4t pătrat, 8 și cu 2 plus 10t plus 4 aici. 4t pătrat și cu t-ul din față plus 4t la a treia. Pe urmă vine 2t cu 8, 10t și cu t-ul din față plus 10t pătrat. Și mai vine 2 ori 2, 4 și cu t-ul din față plus 4t. Da? Supra ăștia. Și acum să vedem dacă se mai simplifică ceva. T plus 2, 2t plus 1. Ia, să reducem termenii de sus. 4t la a treia. Ăsta. 4t pătrat cu 10t pătrat face plus 14t pătrat. 10t cu 4t face plus 14t, aha, plus 4, supra t plus 1, t plus 2, 2t plus 1. Observați că ăștia se vede, asta este ecuația reciprocă. Ia uitați, dacă t este minus 1, vine minus 4 cu 4, 14 minus 14, 0. Hai să-i aflăm rădăcine astea, da? Face schema lui Horner. Punem 4, 14, 14, 4. Și ia uitați, la minus 1, minus 4 cu 14, 10, minus 10 cu 14, 4, minus 4 cu 4, 0. Deci avem odată rădăcina 1 și mai am ecuația asta de gradul 2, 4t pătrat plus 10t plus 4 este 0. Împart prin 2, da? Să-mi dea mai mic. 2t pătrat plus 5t plus 2 egal cu 0. Ia să vedem t-urile noastre. Minus 5 plus sau minus radical din 25 minus 4 ori 2 ori 2, minus 16.
Da? Pe 4. Adică minus 5 plus sau minus radical din 9 e 3 pe 4. Și avem, iată, odată, minus 5 plus 3 e minus 2 pe 4 e minus 1 pe 2, minus 5 minus 3 minus 8 pe 4 minus 2. Prin urmare, polinomul meu se scrie din bezul 4 pe lângă t minus prima rădăcină 1 pe lângă t minus a doua, adică plus 1 pe 2, pe lângă t minus a treia, adică t plus 2. Totul supra t plus 1, t plus 2, t era minus 1, mă scuzați rădăcina, deci t plus 1. 2t plus 1 și egal cu, le aduce și la același numitor acolo și îți dă cine? 2 pe lângă t plus 1, 2t plus 1, t plus 2, da? Că era 2 și cu 4 ăsta îți dădeau 2, da? 2 de la numitor de aici, nu? Supra t plus 1, t plus 2, 2t plus 1. Observați, iată cum se reduc și să rămâne 2. 2, răspuns corect, D.